Stimați deputați, acest proiect de lege este elaborat la decizia biroului permanent de către Direcția Generală Juridică și argumente pentru elaborarea acestui proiect sunt că autoritățile care au obligativitatea de a veni și a prezenta Parlamentului diferite rapoarte, informații, în legile speciale nu sunt reglementate sau pur și simplu nu sunt reglementate concret. Reieșind din aceasta, deci în acest proiect de lege s-a proces la unificarea prevederilor legale din legile speciale pentru ca toate autoritățile care sunt prin lege abilitate să vină să prezinte în sediul Parlamentului, în ședința de plen a Parlamentului rapoarte și data stabilită expres. Acest proiect de lege deci a fost semnat de către de către membrii din diferite fracțiuni parlamentare și este pur și simplu un proiect tehnic. Deci se referă la unificarea termenilor pentru Curtea Constituțională, pentru Banca Națională a Moldovei, Consiliul Superior al Magistraturii, Comisia Electorală Centrală. Nu o să dau citire, fiindcă dumneavoastră aveți acest proiect. Unica ce s-a decis este că aceste autorități să fie prezente în plenul Parlamentului pentru a prezenta rapoarte. Și cred că dacă noi vom opera aceste modificări, cred că Parlamentul va putea să-și onoreze și una din funcțiile sale, funcția de control și nu numai cea de legiferare, deoarece în prezent aceste autorități, fie că informează, fie că prezintă, însă unde nu este specificat. De aceea rog susținerea acestui proiect pentru ca autoritățile de reglementare, supraveghere și control care sunt în subordinea Parlamentului să vie în perioada stabilită și să raporteze despre activitatea sa. Mulțumesc!